Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu etalare pentru septembrie-octombrie, că e aproape jumătatea lui septembrie. Considerați-o dacă vreți pentru septembrie-octombrie, dar nu uitați că o etalare se manifestă înainte, după momentul în care o primiți. Etalare pentru balanță, soare, lună, Venus, ascendentul nord în balanță. În timp ce am amestecat, așa, au venit niște mesaje scurte, rapide. Probabil că vă concentrați pe casă, sau niște chestiuni legate de stabilitatea voastră financiară și poate chiar și fizică, un sentiment de securitate, chestiuni care țin de echilibru, de control, de stabilitate. Dar ce interesant, văzusem, da, am văzut bine, ce nu vreți să arătați sau ce nu se manifestă vizibil, dar există. Există o obsesie pentru cineva, cu care probabil aici este grădina 20, 24 inima și 15 ursul care mă trimite cu gândul la diavol pentru că e și numărul 15 și e o energie destul de intensă care stă, se retrage intră în hibernare și când iese din hibernare e pericol. Este o dragoste, probabil, destul de toxică. Nu cred că are legătură cu casa, nu cred că are legătură. E o chestiune, aș spune, ascunsă. Este o obsesie pentru cineva. Da, este o obsesie pentru cineva. Cu care probabil v-ați dori o relație, ați dori grădina, vedeți, o bancă și două locuri, ați dori să stați de vorbă într-un spațiu frumos, dar deocamdată sunt niște nori pe afară, nu puteți ieși în grădină, vorba vine, sunt niște probleme legate de ce? De familie, de arborele genealogic, de creșterea voastră, dar v-ați dori ceva. El deocamdată acolo ascunsă, mocnește, nu e nici în hibernare, dar nici nu s-a. E ceva acolo, dar mai vedem. Aceasta ține de preetalare. Stai că mai văzusem ceva. Așa, acestea patru. Interesant că și aici a apărut patru. Numărul împăratului, apropo de casă. Dar probabil că acasă. Unii, ori vreți să fiți în control, să aveți autoritate, deși nu toate balanțele au tendința asta, unele recunoaștem că au, sau stați, vă sacrificați, iar unele balanțe au această tendință de a se sacrifica, de a face pe placul altora și ceilalți își dezvoltă ego-ul, îngânfarea, controlul pe seama celor sacrificați. Apropo de, da, ați vrea să o luați de la zero, dar vă faceți mari griji, probabil că n-aveți curajul sau vreți să fiți în control. Și dacă vreți să vă păstrați controlul și totuși să o luați de la zero, ar trebui să schimbați perspectiva. Însă, perspectiva asta ar include eliberarea de griji, de stres, chestiuni care țin de lucru într-o relație foarte specială. Iar lucruri încă nemanifestate care ar putea să se manifeste dacă probabil o luați de la zero, dacă riscați, dar cu patru de două ori și cu spânzuratul și cu nouă de spade greuți de crezut. Că veți risca acum, poate altă dată, nu știu. Hai să vedem când. Și ceva mai apare. Dar am zis că aceștia sunt clarificatorii, așa am zis eu pentru mine. Nu v-am zis vouă. De un sentiment de abandon. Da, într-o situație destul de conflictuală, aș spune. Soarele, ia uite, regina de bâte. Cineva foarte pasional în viața voastră. Opa, și regele de bâte. Un cuplu foarte pătimaș, aș spune. Rămâne de văzut dacă e mai mult decât pătimaș. Lumea îndrăgostiți asul de spade și 10 de bâte. Aș spune că vreți să renunțați la responsabilități. Ce am zis mai devreme? Ia uite, responsabilitățile astea, controlul ăsta, sacrificiile, eu știu, depinde unde sunteți. Ori la împărat, ori la spânzurat. E o suferință mare, consumare de energie în multe chestiuni. Ați vrea să-i puneți capăt. Trezirea este că e fain că vă dați seama că e prea mult.
Ce duceți în cărcă? Ați vrea eventual să vă bucurați de un cuplu în care cei doi se țin de mână, lucrează la unison, au același fel de a... Același, în fine, complementar fel de a gândi. Ați vrea o dragoste specială, nu atâtea responsabilități. Dar ceva. E un nou capitol care se deschide în viața voastră. Hai să vedem soare, luna, venus, ascendentul, lunar în balanță. Odată. Ia uite ce mai vreți voi. Ia uite. Iar. Nebunul apare. Nebunul și șapte de spade. Aici, vă dați seama că v-ați mințit. Că ați fugit de ce era de făcut. Interesant. 8 de monede. De ce era de lucrat în viața voastră. E un soi de sabotaj la șapte de spade pe care balanțele de obicei. Bine, nu doar balanțele, toți avem tendința asta. Până ne trezim, toți ne păcălim. Avem impresia că e bine, că așa trebuie, că așa ne-a învățat familia, că așa ne-a învățat societatea. Deci a fost odată, parcă. De două ori, de trei ori și trei în balanță. Septembrie. Aveți de ales, a mai apărut, dar nu v-am mai zis eu. Aveți de ales, aveți de făcut planuri de viitor. Balanță. Patru de băte în trecut, asul de cupe. Wow! Și șase de băte. E chestiune. V-ați îndrăgostit acum câteva luni, acum un an, acum eu știu cât timp? Asul de cupe. Patru de băte. Probabil că va veni cineva. Eu aș spune invers. Aș spune așa. A venit cineva. V-ați întâlnit cu cineva. A apărut în viața voastră o persoană care atrage atenția. Și sufletul vostru a început să dea pe din afară de bucurie, de emoții, de sentimente pozitive. Și v-ați dorit un cuplu, v-ați dorit să... Ați simțit că, de fapt, cuplu este altfel. V-ați dorit să fiți împreună, să creați stabilitate. Eu așa aș spune cărți, de probabil că se pot citi și așa. Mai vedem. Frumoase cărți deocamdată, vedem la clarificare. În prezent aveți cavalerul de băte, valetul de băte, multe băte și asul de monede. Wow! Dacă atunci era pasiune cu patru de băte și șase de băte, adică, da, dacă atunci era pasiune și emoții, acum pasiunea rămâne, dar vreți să materializați, aș spune. Poate să fie altă persoană. Evident că poate să fie și altă persoană, dar voi știți și rămâne de văzut și la clarificări. Cavalerul de băte simte în continuare, repet, dorința de a stabiliza. Patru iar este un element stabilizator pe care l-am văzut că s-a tot repetat în preetalare. Poate că sunteți voi, unii. Nu prea văd eu totuși balanțele atât de persuasive. Dar pot să fie. Depinde ce planete aveți. Pot să fie. De ce nu? Pentru că în casa șapte, în opoziție cu soarele vostru, este zodia berbecului. Puteți să fiți foarte persuasive dacă vreți. Când vă hotărâți. Acum depinde și de harta natală, da? A voastră. Dar este dorința voastră sau a cuiva de a comunica despre ceea ce simte și de a materializa un nou tip de relație, o colaborare. Poate să fie și un job, dar cu atâta as de cupe în trecut și niște cărți care țin mai mult de romantism, ar putea să fie. Da, ar putea să fie dorința de materializare a unei iubiri, am văzut inima mai devreme. Am văzut inima. Hai să vedem în viitor și apoi clarificăm. Șase de cupe, 8 de spade, 8 de cupe, eremitul. Iar de acolo.
Da, interesant. Iar un pic mai încolo. Mai încolo, eu știu, octombrie, noiembrie, cine știe când. Ar fi posibil o nouă relație. Ar fi posibil. Depinde, totul depinde de noi, de cum acționăm, de cum gândim. Totuși, cavalerul de bâte, am zis că are încredere. Are încredere sau își face încredere cu 6 în trecut, probabil că lucrează la încrederea sa. Își dorește să comunice acest cavaler, această energie, în general masculină, dar poate să fie și feminină. Ori voi, ori cineva vrea să comunice despre ceea ce simte, pasiuni, emoții și să pună bazele unei relații de lungă durată, stabile, că am văzut patru, da? Bazată și pe creație, nu doar pe simțire. Posibil, interesant, să se manifeste o împăcare cu cineva din trecut, eventual 6 de cupe, apare mai încolo, iar emoții. Și odată cu această împăcare să vă eliberați de stres, de obsesia care a fost, cât timp ați fost separați, a fost o obsesie. Tăcerea care a fost între voi a fost o tăcere la un moment dat între voi și cineva a devenit intoxicantă, obsedantă, apăsătoare. Ei, și atunci ați putea, dacă comunicați, dacă marcați totuși acest început practic, real, stabil, aș spune că ați putea să vă eliberați de energiile toxice care s-au manifestat cât timp nu ați comunicat cu persoana dragă. Poate că a fost o distanță, 6 de spade, dar se va străbate această distanță și, interesant, apare luna și soarele. Vă veți vindeca de frici, vă veți vindeca de confuzii, veți avea claritate mentală, vă veți bucura, că tot am văzut îndrăgostiții, vă veți bucura de un cuplu care, soarele și luna, care își manifestă echilibrat energiile masculine și feminine. În prezent, încă, totuși, unii dintre voi vă gândiți cum să echilibrați situația. Iar se vede că e o separare între voi și Regina de Cupe. Regina de Cupe și 9 de, și 9 de monede. E o persoană independentă, 9 de monede, concentrată pe cariera sa, pe reușitele sale și totuși foarte, cu Cavalerul de Cupe și Regina de Cupe, foarte sensibilă, foarte empatică. E o energie feminină, cu marcaj cu planete în pământ și apă, în mod special. În mod special, zic marcaje ca să nu vă fixați pe zodii, dar între voi și acest personaj este o separare, turnul. Și separarea, v-am zis mai devreme, se confirmă, v-a adus mult stres. Cum să echilibrați? Probabil că au fost 3 persoane și când e 3, de uneori e prea mult, da? Hai să vedem în continuare. Să clarificăm. Clarificăm astfel de cupe. În trecut, pentru balanță. Asul de cupe. Pentru balanță, asul de cupe. Regele de spade, puteți să fiți voi. Sau poate un alt semn de aer se îndrăgostește, voi știți. Și voi rămâne să-i urmăriți. Variază de la un om. Regele de spade, gemeni, balanță, vărsător. Nu obligatoriu. Dar cu asul de cupe poate să fie și pești, rac, scorpion. Aer, apă. Puteți să fiți voi cu un personaj care vă atinge sufletul sau cineva din viața voastră, tot semn de aer, care simte dragostea față de cineva. 4 de bâte. Dacă ați fost în cuplu cu un personaj tot semn de aer, poate persoana respectivă. Sau poate voi v-ați îndrăgostit de acest personaj, nu știu, voi știți. Nu știu pentru că sunt foarte multe variante, nu știu care din ele. Cavalerul de monede. Ia uite, Regina de cupe și steaua.
Și temperanța. E un personaj care vindecă. Eu lucrez, temperanța vindecă. Face o lucrare publică, lucrează în public, vindecă oameni, alină. Cu regina de cupe și temperanța, echilibrează suflete, aduce credință, aduce speranță. Posibil să fie. Da, are, sunt multe posibilități ca și profesie, dar e o lucrare publică în care... Acest personaj are o misiune specială de a atinge inimile oamenilor și de a le vindeca. Cavalerul de monede clarifică 4 de băte. Probabil că acasă lucrurile se... Mai dăm o carte pe cavalerul de monede. Am o carte pe cavalerul de monede pentru balanță, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în balanță. Sunt multe. Interesant. Regina de bâtă a ieșit în mod special. Și 6 de băte. Balanță. 6 de băte. Pentru balanță, te rog frumos, clarificăm 6 de băte pentru balanță. Da, trebuie să alegeți. Apare această regină de băte și cavaler de băte. Undeva acasă. Poate aveți pe cineva cu marcaj în semn de foc. Cu care ați avut o relație, v-ați întâlnit, dar lucrurile totuși nu merg. Se dezvoltă destul de greu cu cavalerul de monede. În ce sens? Stabilitate. Pasiunea este. Este foarte multă atracție. Dar stabilitate foarte greu vine în acest cuplu. Și probabil că sunteți puși să alegeți între 2 oameni. Unul cu care vă găsiți, sau 2 persoane, zic, bărbat, femeie, nu contează. O persoană în care vă găsiți stabilitatea și una, într-adevăr, cu care aveți pasiune, dar poate să fie și la distanță. Da. Haideți între timp, cam între timp, da. Hai să vedem și energia totuși generală pentru balanță, soarele. Mă vine să ascendem în nord în balanță. Energia generală poate ne ajută totuși. Ups, 16. Interesant. 16 este turnul tarot, dar în aceste de cărți este steaua. Și nu mă refer la vărsător, pentru că asta nu este tarot. Mă refer la vindecare, la speranță, la credință. Trebuie să aveți credință că va fi. Aveți pe cineva care, dragii mei, aveți pe cineva care vă mănâncă de bani. Sau stă în preajma voastră, vă dușmănește, dar stă în preajma voastră, e obsedată, e toxică, e un dușman, clar. Vedeți, banii și persoana cu inerul, care așteaptă validări prin, sau așteaptă exprimări prin cadouri, prin chestii de lux, prin bijuterii, ar putea să fie regina de băte. Are nevoie de așa ceva. Aveți pe cineva. Și mai aveți un alt personaj care vă dă stabilitate, care vă atinge inima, dar trebuie să alegeți. Interesant. Vedeți voi, 16, 6 și până 7 ține de faeton, de alegeri și de eliberări. Eliberări ca să vă îndreptați către destinul vostru. E un personaj care vă folosește pentru bani eventual. Nu știu dacă e acasă sau în altă parte. Și un alt personaj care vă atinge sufletul, vă vindecă. Interesant, ați văzut 2 de bâte și
5 de bâte. Sunt conflicte. Dezamăgiri acasă, într-o iluzie. Da. Și la distanță, la distanță e cineva singur, singură, care vă așteaptă, cu speranță, eventual. Cavalerul de bâte a fost clarificat de 6 de bâte, iar e o călătorie și lumea confirmă. Poate reuși să lăsați, să vă eliberați de jocurile mentale, să nu mai fugiți sau să nu mai stați în preajmă, să nu mai fugiți de dragoste unii dintre voi și să fugiți de cei care vă manipulează. Există cineva care vă manipulează, ia uitați, regele de monede, tot pentru bani, posibil. Valetul de bâte. Trebuie să încheiați acel capitol. Repet, v-ați mințit. Așa se întâmplă și mie mi s-a întâmplat. Nu trebuie să vă simțiți acum jigniți când zic așa ceva. Valetul de bâte și cavalerul de cupe. Se dorește, clar, știți, nu trebuie să vă zic eu, se dorește comunicarea sau mărturisirea unor emoții și a unei atracții, dar în mod special a unei emoții. Foarte mari, pe care o aveți, auzi, 6 de cupe, regina de cupe, 9 de cupe. Față de un personaj care vă e foarte drag sufletului vostru, da, foarte drag, asul de monede. Dar pentru asta trebuie să vă separați de persoana care vă folosește și sexual și material. Interesant cum vine mesajul. Da? Trebuie să-i lăsați. Probabil 6 de spade. Eliberați-vă de acest cavaler, un personaj care vă folosește sexual și material. Da? Și mergeți către cel care, cu care aveți, sau cel cea cu care aveți atracție fizică, dar aveți și emoții, aveți și altceva, aveți suflet. E la distanță. Asul de monede. Balanța, asul de monede. Asul de monede. Asul de monede. Pentru balanțe. Îmi place că apare asul de monede în prezent. Dar să vedem la clarificare ce înseamnă. Wow! Trebuie să alegeți, iar. Trebuie să alegeți. Și ea, regina de cupe și steaua. Trebuie să alegeți vindecarea voastră. Nu mă refer nici la zodii. La... Băi, nu vă mai fixați pe zodii. Nu vorbesc nici de semnele de apă, nici de vărsător, nici de nimic. Vorbesc de vindecarea voastră, care e mai presus de orice zodie. Și țin să apăs acest mesaj, pentru să intensific tonul. Să vorbesc apăsat. Pentru că nu vreau să vă fixați pe zodii, ci pe mesaje. Trebuie să alegeți stabilitatea voastră și vindecare, dar stabilitate în afară, cum să zic, în condiții sănătoase. Condiții sănătoase. Mai dăm o carte pe doi de spade și asul de monede. Să discerneți ce este într-adevăr valoros și stabilitatea creată prin codependență. Ia uite, magicianul și spânzuratul. Asta e. Cineva vă manipulează și vă ține pe loc. Dar trebuie să schimbați perspectiva ca să începeți ceva nou. Ia uite. Vă luptați cu voi, cu gândurile voastre, pentru că sunteți manipulați. Ia uite, 5, 8, 7 de spade. Balanțo. Balanțo. Justiția. Ai multă pasiune. Dar, ce te faci? Aici ce este? Luptă în cuplu? Luptă cu voi? În condițiile în care sunt multe influențe negative mentale. Poate și din programele pe care le-ați primit de-a lungul vieții, dar sunt oameni, clar, care vă... 6 de cupe. 6 de cupe. Trebuie să alegeți. Ia, asul de cupe. Probabil că veți alege totuși împăcarea. Veți încerca, da.
Ia uite, să puneți capăt, e minunat dacă reușiți, să puneți capăt acestor minciuni în căsnicie, dragii mei, în contracte, astfel de, uite, aveți încă energie să manifestați ceva nou. Dar cu cine trebuie? 8 de spade. Tot îmi apare ceva de genul ăsta de mai mult timp, nu de ieri de azi, dar sub diferite mesaje. 8 de spade, sub diferite formate. 8 de spade. Ia uite. Regele de monede. Aici este manipularea cuiva mentală. Un soț, o soție. Sau poate cariera, sau poate dorința de a avea bani. Sau poate un părinte așa, v-a programat mental pe chestia asta, bani, 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 bani. Și totuși, ia uite, stabilitatea o găsiți lângă sufletul pereche. Acolo trebuie construită. Deși în acest moment, probabil că pentru unii s-a manifestat un triunghi amoros, pentru unii nu, pentru toată lumea, dar acest triunghi, dacă nu e amoros, poate să fie, repet, al treilea element, să fie familia, neamul cuiva, cariera, dorința de a face bani. 8 de cupe. De cupe. 8 de cupe. Ce era aici? Ceva, ceva. Uite, Marele Preot. Da. Eliberați-vă de preconcepțiile astea religioase. Poate să fie de o căsătorie, de un taur, nu neapărat, dar o căsătorie toxică sau o poziție socială, politică, care nu vă aduce nicio satisfacție emoțională, în primul rând, și spirituală, clar. Clar nu e. Mai dăm o carte. Eremitul. Clarificăm eremitul. Veți înțelege la un moment dat, dar... Faetonul. Dar a venit un pic. Da. Va trebui la un moment dat să treceți printr-o... Probabil încă treceți unii dintre voi. Eremitul. Mai veți pune capăt totuși acestor conflicte pe care le trăiți cu cineva, cu un personaj care este destul de concentrat pe sine. Pe bijuterii, pe chestiile glamuroase, da? Veți pune capăt acestei relații. Și diavolul, mai dăm și pe diavol, de curiozitate. Dar fizic sau practic, eliberarea va veni în timp, chiar dacă poate la un moment dat. Vă veți reîntâlni cu personajul care vă atinge sufletul sau poate e un suflet foarte special. O prietenie poate să fie, un personaj ori din copilărie, ori cu care vă simțiți copilul interior alinat, vindecat. Ia, clarificăm diavolul. Zero. Cu cât vă veți elibera de personajul care vă folosește material și fizic și sexual, veți fi din ce în ce mai, să zic, obsedați. În sens bun. Să o luați de la zero și să vedeți viața altfel, să vă bucurați de independență și de o relație care are potențial asul de monede și nouă de monede. Persoană singură, e o persoană singură în viața voastră, repet, care are valoare. Mai dăm o carte pe acea zero, pe acest zero. Va fi un moment zero. Acum e și Mercur retrograd și e bine că alegeți cu doi de spade. Apropo de Mercur,
invers, adică inactiv, care predispune la analiză și mai puțin la acțiune. Dar e bine că ne ajută să înțelegem detalii și să vedem ce n-am văzut până acum, eventual. Mai dăm pe zero acesta. Zero și diavolul carte. Așa, e mai de viitor. Ia uite. Da. Zero, șapte de monede, doi de cupe. În momentul în care veți... Da, și valetul de cupe. În momentul în care vă veți elibera de această energie toxică, veți avea răbdare, pentru că știți că trebuie să aveți răbdare cu acest suflet pereche. Probabil se vor exprima niște scuze. Da? Aș spune că aceste cărți arată despre energia toxică, care v-a creat confuzii, care s-a gândit mai mult la el, la ea, decât la voi. Da. În fine, hai să vedem mesaje. Am zis vindecare. Dragii mei, luați această carte ca și vindecare, turnul, trezire. Da, vi se zdruncină toate relațiile din temelii, dar se zdruncină cu un scop, ca să vă vindecați. Asistenta mea, Merlin, vrea afară. Poate că și voi vreți afară. Ia uite, să alegeți, că tot avem. Alegeți dragostea, dragii mei. Alegeți dragostea, dragostea față. Alegeți, doi de spade. Alegeți dragostea. Întotdeauna, când facem o alegere, trebuie să o facem cu dragoste. Nu cu gândul nici la bani, nici la stabilitate, nici la reguli, nici că sunteți căsătoriți și că așa scrie, da? Și că așa, așa, așa. Nu. Concentrați-vă pe... Dragostea aceea sănătoasă despre care am vorbit, nu despre zodia am vorbit atunci cu steaua și cu regina de cupe. Vindecați-vă inimioara. Mergeți către oameni care vă alină sufletul și vă ridică vibrațional. Cam atât. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau!